Doamne, nu sta deoparte tăria mea, grăbește-te să mă ajuți, căci eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și batjocura poporului. La această sfântă liturghie ne rugăm pentru odihna veșnică a fraților noștri, Francisc și Elisabeta și Ecaterina. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Spiritului Sfânt să fie cu voi cu toți. Și cu Spiritul tău. Să-i cerem iertare lui Dumnezeu în această seară pentru momentele noastre de nepăsare. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul și milostivul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne conducă la viața cea veșnică. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Dumnezeule, care ai făcut din toți cei renăscuți în Hristos un neam ales și o împărăție regească, fă-te rugăm ca să voim și să reușim a împlini ceea ce ne poruncești, pentru ca în poporul chemat la viața veșnică, una să fie credința inimilor și pietatea faptelor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Spiritul Sfânt, în toți vecii vecilor. Amin. Citire din cartea profetului Ezechiel. Așa spune Domnul Dumnezeu: iată, voi scoate pe fiii lui Israel din mijlocul popoarelor la care s-au dus, îi voi aduna din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur popor în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur rege și nu se vor mai forma două popoare, nici nu vor mai fi împărțiți în două regate. Nici nu se vor mai întina prin idolii lor, cu urciunile lor și cu toate fără de legile lor. Îi voi salva, scoțându-i din locurile în care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Slujitorul meu, David, va fi regele lor și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o slujitorului meu, Iacob, și pe care au locuit-o și părinții lor. Da, vor locui în ea, ei, copiilor și copiii copiilor lor, pe vecie. Și slujitorul meu, David, va domni peste ei în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, un legământ veșnic. Îi voi așeza, îi voi înmulți și voi pune lăcașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Atunci popoarele păgâne vor ști că eu sunt Domnul, cel care sfințesc poporul lui Israel, când lăcașul meu sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Domnul ne păzește,
așa cum păstorul își păzește turma. Domnul ne păzește, așa cum păstorul își păzește turma. Ascultați, popoare, cuvântul Domnului și vestiți-l în insule îndepărtate. Spuneți, cel care l-a risipit pe Israel îl va aduna din nou și îl va păzi cum păzește păstorul turma sa. Domnul ne păzește, așa cum păstorul își păzește turma. Căci Domnul l-a răscumpărat pe Iacob și l-a eliberat din mâna unuia mai puternic. Ei vor veni și vor striga de bucurie pe înălțimile Sionului, vor alerga spre binecuvântările Domnului. Domnul ne păzește, așa cum păstorul își păzește turma. Atunci fetele se vor înveseli la joc, tinerii și bătrânii se vor bucura și ei. Le voi preface jalea în veselie și voi mângâia, le voi da bucurie după necazurile lor. Domnul ne păzește, așa cum păstorul își păzește turma. Lepădați de la voi toate fără de legile, zice Domnul, și înnoiți-vă inima și spiritul. Domnul să fie cu voi. Și cu spiritul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. Mărire ție, Doamne! În timpul acela, mulți dintre iudeii care veniseră la Maria și Marta, văzând ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce a făcut Iisus. Atunci arhiereii și farisei au adunat Sinedriul și au zis, ce ne facem? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor distruge atât templul cât și neamul. Unul dintre ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu pricepeți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru mulțime și să nu piară tot neamul? Dar lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela, a profețit că Iisus avea să moară pentru popor. Și nu numai pentru popor, ci și ca să-i adune la olaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. În ziua aceea au hotărât să-l omoare. De aceea Iisus nu mai umbla pe față printre iudei, ci a plecat de acolo în ținutul de lângă pustiu, într-un oraș cu numele Efraim, și a rămas acolo împreună cu ucenicii săi. Paștele iudeilor era aproape, de aceea mulți oameni din ținutul acela au urcat la Ierusalim înainte de Paște ca să se curățe. Ei îl căutau pe Iisus și vorbeau între ei în templu, ce credeți? Va veni sau nu la sărbătoare? Pe de altă parte, arhiereii și fariseii dăduseră porunci ca dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l poată aresta. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Am pregătit pentru această seară o poezie interesantă pe care am găsit-o astăzi răsfoind pe niște site-uri ale iezuiților spanioli. Dar înainte aș vrea să spun un cuvânt despre Evanghelia din această seară. Mâine începem Săptămâna Sfântă prin Duminica Floriilor și Evanghelia din această seară ne pregătește ca să intrăm în Săptămâna Sfântă. Și am auzit cum Evanghelia ne spune că arhiereii și cărturarii, adică dușmanii lui Iisus, au hotărât ca să-l elimine, să-l omoare. Și în acest pasaj din Evanghelie, mi se pare foarte interesant faptul că putem găsi trei categorii de persoane. Și trei categorii de persoane care ilustrează, aduc în fața noastră, trei atitudini față de Iisus, trei atitudini cu care și noi
putem să trăim această perioadă a Săptămânii Sfinte și Paștele care se apropie. Și prima categorie de persoane sunt tocmai fariseii și cărturarii și arhiereii, sunt cei care vor să-L elimine pe Iisus. L-au întâlnit pe Iisus și prezența sa e ceva care deranjează. Prezența lui Iisus îi irită. Prezența lui Iisus e percepută ca o amenințare la adresa puterii lor. Și atunci decid să-L elimine. Și spunea și Papa Francisc azi dimineață în predica sa că tot ceea ce îi se întâmplă lui Iisus și tot ceea ce citim în Evanghelii e pus înaintea noastră pentru ca noi să ne oglindim în ceea ce citim și în ceea ce ni se spune despre Iisus. Și există, poate nu există în noi această tendință de a-L elimina pe Dumnezeu în sens fizic, pentru că ne e imposibil, dar există în noi tot felul de ispite de a-L elimina pe aproapele, de a elimina prezența celui care ne e antipatic, prezența celui care, pe care nu reușim să-L suportăm. Și în felul ăsta, cumva, ceva din atitudinea celor care vor să-L elimine pe Iisus se regăsește cumva și în noi. Și a doua categorie de persoane sunt cei care nu vor să-L elimine pe Iisus, dar pentru care Iisus le este indiferent. Sunt cei care nu iau nicio atitudine în fața sa. Și am auzit că sunt cei care merg la templu și la templu se întreabă, ce credeți, va veni sau nu va veni Iisus la sărbătoare? Sunt oameni religioși, dar nu sunt oameni credincioși. Sunt oamenii care l-au întâlnit și ei pe Iisus, l-au văzut de atâtea ori, dar totuși nu s-au implicat cu inima în relația cu El. Ei îl așteaptă pe Iisus ca pe o curiozitate, să vedem ce mai zice Iisus, să vedem ce se mai întâmplă, să vedem cu ce ne mai gâdilă urechile. Dar ei nu au efecte în viața lor cuvintele lui Iisus. Și această atitudine o putem regăsi și în viețile noastre de multe ori, nu? Când spunem, chiar dacă s-a făcut o nedreptate, eu nu mă bag, mă spăl pe mâini. E și atitudinea pe care o va avea Pilat în Vinerea Mare, când îl va judeca pe Iisus și el va spune, faceți voi ce vreți cu el, eu nu mă bag. Deși văd că e o nedreptate la mijloc, nu iau nicio atitudine. Și a treia categorie de persoane sunt ucenicii. Ucenicii, cei care stau cu Iisus. Și am auzit cum Iisus presimte pericolul și se retrage într-un sat numit Efraim. Și când am fost în Israel, am avut ocazia să vizitez acest sat, care se găsește în vechea Samarie, în teritoriile ocupate astăzi, în zona unde locuiesc arabii. Astăzi acest sat se numește Taibe. Și am fost acolo, am ținut Sfânta Liturghie cu localnici în biserică și localnicii erau foarte mândri de faptul că Iisus, înainte de a își începe pătimirea, înainte de a suferi, s-a retras la acești prieteni care erau în acest sat, în Taibe. Și acolo Iisus își avea ucenicii. Și ucenicii nu sunt neapărat mai buni decât ceilalți. Ucenicii sunt cei care rămân cu Iisus. Ucenicii sunt cei care se implică afectiv în relația cu Iisus. Ucenicii sunt cei care rămân alături de El în aceste clipe grele. Și în spiritul unui ucenic există mereu această dorință de a rămâne împreună cu Iisus. E această dorință de a rămâne aproape de El, atât atunci când îi merge bine, cât și atunci când lui Iisus îi merge rău. Și de aceea vă citesc această poezie care se intitulează E timpul unui pact. Mă gândesc că în Săptămâna Sfântă suntem chemați să adâncim acest pact, această legătură, acest legământ cu Iisus,
rămânând alături de El, încercând să intrăm în detaliile ultimelor zile din viața Sa. Și spune așa această poezie: să facem un pact, Doamne, Tu să-mi dai răbdarea, iar eu voi avea curaj și împreună vom intona un cântec cum nu s-a mai auzit vreodată. Tu să pui tăria, iar eu slăbiciunea, și cuprinși în îmbrățișarea Ta, vom porni să căutăm dreptatea. Tu pui orizontul, iar eu pasiunea, și umăr la umăr, către acel destin ne vom îndrepta viața. Să facem un pact, Doamne, Tu pui adevărul, iar eu neliniștea. Adevărul Tău și neliniștea mea se vor uni într-o căutare veșnică. Tu pui cuvântul, iar eu bâlbâiala, și printre tăceri, ecouri și ascultare vom da glas misterului. Tu pui blândețea, iar eu cinci pâini și doi pești. Mulți se vor sătura de foame și vor mai rămâne încă șapte coșuri. Tu pui milostivirea, iar eu câteva reușite și destule poticneli. Și la școala iertării va răsări înțelepciunea. Să facem un pact, Doamne, Tu să rămâi alături de mine, iar eu voi dansa cu Tine. Fraților prea iubiți, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a răscumpărat prin pătimirea și moartea Sa pe cruce, să ne asocieze și pe noi la misiunea Sa mântuitoare. Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra Ta păcatele lumii, luminează-i cu razele misterului pascal pe toți membrii bisericii Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le celor care suferă sau trudesc în muncii stovitoare, celor părăsiți și asupriți, gândul mângâietor că, luând parte acum la pătimirile Tale, se vor împărtăși de bucuria învierii. Te rugăm, ascultă-ne! Celor care încă nu Te cunosc, dă-le harul să Te caute cu sinceritate și, aflându-Te, să aibă parte de roadele răscumpărării Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Prin sângele Tău vărsat pentru toți oamenii, inspiră și întărește în inimile tuturor gânduri de pace și iubire frățească. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-i pe toți aceia care la chemarea Ta și-au închinat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu și fraților lor. Dăruiește-le statornicie și bucurie în jertfire. Te rugăm, ascultă-ne! Prin crucea și moartea Ta, condui pe răposați la slava învierii. Te rugăm, ascultă-ne! Deschide-ne inimile și întărește-ne să putem trăi cu vrednicie și cu mult har săptămâna sfântă pe care o începem mâine. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic, prin pătimirea și moartea pe crucea Fiului Tău, întoarce la Tine inimile noastre, pentru ca rugăciunea noastră să-Ți fie bine plăcută și jertfele noastre unite cu jertfa Fiului Tău și a Mamei Lui să fie bine primite prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Pe cruce et passionem Tuam, libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine. Per crucem et passionem Tuam, libera nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine. Per sancta resurrectione nos, Domine, libera nos, Domine, libera nos, Domine, Domine.
Rugați-vă, surorilor și fraților, pentru ca jertfa noastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale, spre lauda și mărirea numelui Său, spre folosul nostru și al întregii sale sfinte biserici. Primește, te rugăm, Doamne, jertfa postului nostru, care să ne purifice și să ne facă vrednici de harul Tău și să ne conducă la viața veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu spiritul tău. Sus inimile. Le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, căci prin suferința Fiului Tău aducătoare de mântuire, Universul a ajuns la cunoașterea maestății Tale vrednice de închinare, deoarece negrăita puterea crucii ne vestește judecata lumii și biruința glorioasă a celui răstignit. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu îngerii și cu toți sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Spiritului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Spiritul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Eugen și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorii Tăi, Francisc și Ecaterina, pe care i-ai chemat la Tine din această lume. Îngăduie ca, după cum prin botez au fost uniți cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtași de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de surorile și frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, cu Sfântul Isidor de Sevilla și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Spiritul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu spiritul tău. Să ne oferim un semn de comuniune și de pace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Iisuse, cred că ești prezent în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și dă-mi statornicie, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Sufletul lui Hristos, sfințește-mă, trupul lui Hristos, mântuiește-mă, sângele lui Hristos, aprinde-mă de dragoste, apa coastei lui Hristos, spală-mă,
Patima lui Hristos, întărește-mă! O, bune Iisuse, ascultă-mă! În rănile tale ascunde-mă! Nu mă lăsa să mă despart de tine! De vrăjmașul cel rău apără-mă! În ceasul morții mele cheamă-mă și poruncește-mi să vin la tine, ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor. Amin. Ia-mi, Doamne, și primește toată libertatea mea, memoria, mintea și voința mea toată, tot ce am sau ce posed e din darul tău. Ție, Doamne, ți le înapoiez, toate ale tale sunt, dispune de ele după bunul tău plac. Dă-mi numai iubirea și harul tău și mie de ajuns. Hristos a fost dat la moarte ca să-i adune la oaltă pe fiii risipiți ai lui Dumnezeu. Să ne rugăm! Dumnezeule, noi implorăm stăruitor maestatea ta, ca hrănindu-ne cu trupul și sângele preasfânt al Fiului tău, să ne faci părtași de firea dumnezeiască, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Tatăl nostru ceresc, izvorul oricărei vieți, trimite Spiritul tău cel sfânt ca să-l putem recunoaște pe Hristos care s-a jertfit pentru noi și este prezent în mijlocul nostru în Sfântul Sacrament al altarului și să-l putem iubi din ce în ce mai mult. El este Domnul și Învățătorul nostru, prietenul și hrana, tămăduitorul și pacea noastră. Dă-ne curaj, Doamne, ca să putem duce puterea și bucuria Lui la toți oamenii. Dă-ne ca timpul de pregătire și celebrarea Congresului Euharistic să fie spre înnoirea sufletească a întregii noastre comunități de credincioși, a poporului nostru și a lumii întregi. Amin. Domnul să fie cu voi și cu spiritul tău. Ai milă, Doamne, de biserica ta în rugăciune și ia aminte cu bunătate la cei care își apleacă inimile în fața ta. Nu permite să fie supuși păcatelor, nici nu îngădui să fie apăsați de cele potrivnice, pe cei pe care i-ai răscumpărat prin moartea Fiului tău unul născut. El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Spiritului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturgia s-a sfârșit, să mergem și să trăim în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. O Dumnezeule atotputernic și veșnic, odihnă în osteneală, sprijin în slăbiciune, de la Tine toate creaturile primesc forță, existență și viață. Venim la Tine pentru a invoca milostivirea Ta, pentru că astăzi ne confruntăm din nou cu fragilitatea condiției umane, trăind experiența unei noi epidemii virale. Ție ți-i încredințăm pe cei bolnavi și familiile lor. Dăruiește vindecare trupului, minții și spiritului lor. Ajută-i pe toți membrii societății să-și desfășoare propria misiune și să întărească spiritul de solidaritate dintre ei. Sprijină-i și mângâie-i în îndeplinirea slujirii lor pe medici, pe lucrătorii sanitari aflați în prima linie și pe toți cei care oferă servicii de îngrijire. Tu, care ești izvorul oricărui bine, binecuvântează din belșug familia umană, îndepărtează de la noi orice rău și dăruiește o credință neclintită tuturor credincioșilor. Eliberează-ne de epidemia care ne-a lovit ca să ne putem întoarce senin la ocupațiile noastre cotidiene și să te lăudăm și să-ți mulțumim cu inimă reînnoită. În tine ne încredem și către tine înălțăm rugăciunea noastră, pentru că Tu, o Părinte, ești dătătorul vieții și împreună cu Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, în unire cu Spiritul Sfânt, viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Amin. Maria, tămăduitoarea bolnavilor, roagă-te pentru noi. Doamne Dumnezeule, Tu ni l-ai dat cu nemărginita Ta dragoste providențială pe episcopul Hamianuș. El a fost slujitorul Tău fidel și păstorul grijuliu al turmei Tale, care, urmând calea Sfințeniei,
ne îndeamnă și pe noi în urmarea Fiului Tău, Unul Născut. Privește la meritele Sale, la sfințenia vieții Sale și ascultă rugămințile noastre pe care ți le adresăm prin mijlocirea Sa. Pentru ca să-L cinstim cât mai grabnic printre sfinții Tăi. Amin. Cu blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioara de sus. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes nostra Salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valde. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostere.